Bine v-am regăsit, oameni buni! Vă salut, dragi prieteni, ai emisiunii Învață Românește. Urmărim și astăzi corectitudinea limbii române în presa centrală. Deocamdată nu trecem la presa locală, pentru că nu avem motive. Presa locală este scrisă infinit mai bine, din punct de vedere gramatical, decât presa centrală. Felicitări atât foștilor elevi, foarte mulți care sunt în presa locală, cât și celorlalți editorialiști, jurnaliști care ne bucură cu o presă scrisă corect românește. Eu rămân însă la presa centrală și mă duc la un personaj politic, la Monica Anisie. O să vedeți că până și numele îi este stricat. Scrie în presă Monica Anisie în loc de Anisie. La televizor am auzit și pronunțarea Anisie în loc de Anisie. Ori sfânta din calendar este Sfânta Anisia, oameni buni. Este o greacă, o sfântă născută în Tesalonic, în orașul grecesc, da? Și atunci ne obligă să o pronunțăm cu accentul pe penultima silabă, Anisia. De fapt, dacă ne uităm și la numele de familie, veți observa, existent în limba română și destul de frecvent, veți observa că accentul pică corect, Anisia, a Anisiei. Ați reținut, sper. O citez pe Monica Anisie. O altă măsură ar putea fi decontarea transportului, virgulă, programul școală după școală și consilierea la școală. Sigur, așa se exprimă un ministru care este directorul unei importante școli din capitală. Nu? Și dacă este directorul unei importante școli din capitală, după părerea mea, ar trebui să fie un model de dicție, un model de corectitudine în limba română și un model de corectitudine morală și un model de corectitudine științifică, măcar de plenitudine. Era mai bine să zic eu plenitudine științifică, adică să fie cu toate cărțile necesare unui asemenea post acolo la lucru. E, nu este. Că zice domnia sa, o altă măsură ar putea fi și dă mai multe măsuri. 1. Deconectarea transportului, programul școală după școală, consilierea la școală. Și atunci, cum rămâne cu corectitudinea? Deci zice o altă măsură și dă 3 măsuri, da? Ați reținut acum aici această situație. Mai este însă un cuvânt scris aiurea acolo și probabil comunicatorul Ministerului Educației o face, pentru că acesta citează, bănuiesc eu, spusele Ministrului Educației, da? Zice acolo transportului în loc de transportului. Și evident aici neglijența este crasă. Și am să vă spun de ce. Calculatorul i-a subliniat cu siguranță forma greșită a cuvântului transportului. Pentru că acolo scrie transportului și transportului nu este un cuvânt valid în limba română. Nu-l găsiți în dicționare și deci dicționarul nostru din calculator i-ar fi subliniat cu roșu respectivul cuvânt. N-a dat atenție pentru că, în general, în România publicul nu prea contează. Deci nu prea există atenție față de cititori, față de cumpărători, față de clienți și așa mai departe. Clienții sunt un fel de fraieri care se încăpățânează să se ducă în același loc, să cumpere de la același magazin și așa mai departe. Și să asculte pe același politician, evident, probabil își închipuie politicianul respectiv că o facem din datorie. Ei, eu nu vreau să o fac din datorie, da? Eu vreau să văd unde greșește și politicianul, unde greșește și jurnalistul. O citesc din nou pe Monica Anisie. Avem profesori bine pregătiți. Corect. Nu știm să-i folosim, dar asta e altă poveste.
însă trebuie pregătiți și în programe pedagogice. Pedagogice. Ei, oameni buni, greșeala aceasta o descalifică complet pe doamna ministru, pe doamna profesor. Pentru că cuvântul acela este clar. Pedagogic. Avem cuvântul pedagog, nu pedagog. Sigur, o să spuneți dumneavoastră, păi bine, aici cuvântul acesta îl greșesc în general cei care nu prea sunt familiarizați cu cultura, cu educația, da? Corect. Dar greșeala este că îl înlocuiesc pe T, pe D cu T. Pedagogic. Știți din ce cauză? Pentru că am să vă spun un mic secret. Școlile germane din România erau foarte puternice și foarte mulți copii mergeau acolo și obțineau și rezultate. Foarte mulți din absolvenții școlilor de limbă germană au, să spunem, ajuns mari personalități în România. Și în limba germană, D-ul acesta se apropie de T. Și astfel că țăranii au reținut forma pedagogic, dar nici de cum pedagogic, așa cum a scris probabil și pronunță doamna ministru, sau, să spunem, cel ce i-a reținut spusele domniei sale și le-a transcris ca să arate că doamna ministru este o bună comunicatoare, da? Pentru că tot se poartă acum chestia asta cu comunicarea. Eu înțeleg foarte bine lucrul acesta. Problema este că trebuie să comunicăm nu numai bine, trebuie să comunicăm adevărul, faptele și nu greșelile. Merg mai departe și mă duc la un comunicat al CNA. Aș vrea să vă spun un lucru. Prin lege, CNA-ul și alte organe, instituții centrale sunt obligate să emită comunicate într-o limbă română corectă. În condițiile în care comunicatele lor nu sunt corecte, ele sunt nule. Pot fi atacate în instanță și declarate nule și atunci respectivele instituții trebuie să refacă respectivul comunicat, respectiva decizie. Deci, citez din CNA. Eu voi propune o decizie de intrare în legalitate pe art 93, virgulă, privind informare corectă. Oameni buni, să ajungi la CNA și să nu știi limba română corectă, e destul de grav, pentru că CNA-ul este cel ce supraveghează și corectitudinea exprimării în limba română la televiziunile centrale, în presă și așa mai departe. Și inclusiv pe internet. Nu o face, că acolo CNA-ul este o formulă politică și se bat cap în cap, se bat unii cu alții de dimineață până seara, fără să se mai ocupe și de ceea ce trebuiau să facă de la început. Nu mai fac. Greșelile. Art 93. Oameni buni, art ar fi trebuit să fie scris cu punct. Nu e scris cu punct și știți de ce? Pentru că, în general, specialiștii în drept nu mai spun până la capăt, ci folosesc art. La art cu tare, ați înțeles, da? Așa a folosit și autorul articolului respectiv și iată că ne-a lăsat de izbeliște cu un cuvânt scris aiurea. Privind informare corectă. Mănâncă un articol hotărât acolo. Privind informarea corectă. Îi durea capul de informare corectă. Haideți să fim serioși. Mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați, vă rog, să-mi lăsați observațiile, întrebările, neclaritățile domniilor voastre, sugestiile, criticile pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește a televiziunii Plus Suceava. O puteți face și pe YouTube, acolo unde emisiunile noastre apar periodic. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Rămâneți sănătoși, domnilor și doamnelor. Pa, dragi copii!